În acest clip o să vă arăt cum să faceți o scenă de omegle cu cenzură, cu hotkey pe cenzura, adică să apeși pe un buton să se scoată cenzura, să apeși pe un buton să ți să pună cenzura, să nu ai probleme să ți iei strike pe YouTube. Vă să vă de la și bine v-am găsit la un nou episod, un nou tutorial din seria noastră de tutoriale cum să ne apucăm de YouTube și ce ne trebuie și ce setări și ce programe și toate nebunile astea. Înainte să încep clipul, nu uitați follow pe Instagram la Jegosul Suprem, că sunt activ mai mereu, vă răspund la toate mesajele, subscribe dacă nu ești abonat cu Clozzo, pe el la acest canal, like ca să continui seria asta. Astăzi am un tutorial uh, mai complex. Cum facem o scenă uh, de OMTV în programul nostru de streaming OBS Studio, da? E cam aceeași treabă și pentru Streamlabs, dar am zis haide să vă arăt cum se face o scenă, pentru că sunt mulți care sunt la început de drum și nu știu să fac o scenă, nu știu să-ți facă setările, uh, sunt multe chestii la mijloc și pur și simplu să lasă pe gubaș. Așa că eu sunt aici pentru voi să vă ajut. Însă, înainte să încep clipul cu vreo 2 minute, mi-am dat seama de ceva. Sunt vreo două sau trei variante și anume, sunteți mulți care aveți un singur monitor și eu recomand minim două monitoare ca să poți face treaba asta. O poți face și într-unul, dar mai greuți. Sunt mulți care nu știu să-și facă o interfață, pentru care mă număr și eu, o interfață de Omegle, mie mi le face cineva, dar o să vă pun o interfață asta și vă puteți pune voi ceva de uh, de Eu am interfața aici cu cenzura. Uh, vă pune, puteți voi pune ceva peste uh, numele meu ăla de acolo. O să vă arăt pe parcurs, dar oricum o să vă arăt despre ambele variante, da, cum se face și așa și așa, așa. Dacă aveți un singur monitor, e mai greuț, nu știu sincer ce o să facem, dar o să ne adaptăm pe parcursul acestui clip. Ceea ce trebuie să facem să deschidem obs ăsta mirific, unde lucrăm deja, de, mi-a mi scos ochii, mi-a scos tot ce trebuia. Vreau să fac o scenă nouă și o să apăs pe plus, da? Țineți minte de la clipul anterioare, nu uitați, am postat alte tutoriale înainte despre OBS, despre YouTube, așa că vi le recomand să le urmăriți pe canal, dați scroll în jos la uh, playlist-ul de tutoriale. Avem plus, adăugăm o scenă pe care o denumim ome.tv, Bun, o scenă nouă, nu avem absolut nimic. Bun, aici începem magia, ok? Magia constă în, noi avem aici, deja făcute, da? Două scene, două scene, două poze. Aceasta este prima, da? Care reprezintă un background, numele meu, dar am vrut eu să mi-l -mi pun aici când făceam eu gaming, când aveam conat cu Gaming Live YouTube și două chenare care sunt transparente sau puteți să le puneți și albe, dacă nu știți să faceți cu transparent. Și a doua poză care este efectiv cenzura, pentru că trebuie să avem și cenzura, da? Noi acum o să adăugăm aceste două uh, poze, le adăugăm în scena noastră de OMTV. Și avem scena OMTV selectată, foarte bine, apăsăm plus la surse, ne ducem pe imagine, denumim aici ometv îi dăm OK, ne apare să căutăm uh, imaginea, îi dăm Browse, să ne ducem unde avem imaginea, eu am pe desktop și o să mă duc să caut aici unde avem interfață Omega Open și ne apare direct, dacă îi dăm OK, s-a setat, este foarte, foarte bine, așa o să vadă pe live exact ce vedeți voi aici. Bun o să-i dau blocare ca să nu mai mut, că de multe ori mi se, dacă nu-i dau blocare, eu mai fac chestii de astea așa și o mut și iar stau să, să o plimb de acolo colo așa că o să dau blocare și acum nu mai pot, nu mai merge să mai schimb. Bun, așa, acum o să adăugăm și cenzura ca să se dăm resize sau să o potrivim exact cum trebuie, iar la fel apăsăm plus, imagine, îi dăm cenzură, ome.tv, îi dăm ok, Browse, Mergem pe desktop, avem cenzura Omega, bam, ok, și s-a fituit perfect, guys, pentru că uh, dacă vă pricepeți să faceți de astea în, uh, în Photoshop, deși e foarte ușor, dar eu nu am stat să-mi bat capul niciodată, practic tu trebuie să ții un background și ai, nu știu, mi se pare că rectangle, faci două pătrate perfect, perfect egale, le-ai cropuit, i -ai băgat un nume acolo cum, am pus, cum mi s-a pus mie aici acolo, cu gaming. Ai salvat imaginea, reviar asupra imaginii, ștergi background-ul, lași pătratul ăsta din stânga, e pus cenzură, nume și gata, cam aia e și o să se fituiască perfect. Dar dacă nu se fituiește perfect, te vă arăt un caz aici, să e că mie mi-a apărea așa, da? Și dacă mi-a apărea așa, eu pur și simplu ce făceam, o dădeam stânga-dreapta și o potriveam aici. Bun, o blocăm și pasta și avem practic principalul făcut. Acum noi ce trebuie să facem este să pornim OMTV-ul. Uite un sfat, pentru că ați venit la clipul ăsta, o să vă dau un sfat și anume... Doamne, bine că nu am porham pe aici. Uh, și anume, de multe ori eu am avut probleme dacă intru pe OMTV de pe Google Chrome îmi și țipam sau băteam din palme, un sunet foarte puternic, îmi schimba volumul microfonului din Windows direct și tocmai de-aia folosesc... Uh, Firefox pentru că nu am asemenea probleme. Bun, intru pe Firefox, intru pe Ome TV, o să mă duc să vedem dacă îmi apare sau nu mi-apare. Bun, vă puteți lovi de treaba asta, iar încă o chestie foarte bine că ne lovim de astea ca să vi le explic pe parcurs. Intru pe OMTV TV și îmi spune, Ai refuzat accesul la cameră și microfon, partenerii tăi nu te, pot, uh, uh, nu te vor putea auzi sau vedea. De ce se întâmplă treaba asta? O să vă explic imediat. Pentru că eu vreau să folosesc aici pe OMTV. Ce vreau să folosesc? Camera C922 Pro Stream, pe care o folosesc eu în momentul ăsta de față. Unde? În OBS. Dacă mă duc în scena de jocuri, o să vedeți că eu vă văd acolo. Uite mă. Și automat nu am cum să folosesc aceeași cameră și pe OMTV și aici. Așa că ce fac eu? O să scot camera de aici, mă duc pur și simplu pe ea, clic dreapta pe, pe cameră, proprietăți și dau dezactivate când i-am dat dezactivate, camera mea s-a stins, nu mai apare aici. Este acolo băgată, dar nu mai apare aici. Mă duc pe OMED TV și o să dau un reload. Bun, și acum ar trebui să intre fără nici o problemă. Bum, și ne vedem pe OMED TV, guys! Bun, acum a începe partea aia interesantă, da? De care se lovește toată lumea și am primit foarte, foarte multe mesaje, de-aia și fac clipul ăsta. Ce trebuie să facem noi? O să-i să dau un resize micuț ca încerc să lucrez pe un singur monitor, că poate nu aveți posibilitatea de dată, două monitoare. Ne ducem aici, pe scena noastră de OMTV, și vrem să ne adăugăm pe noi care ne vedem pe OMTV în dreapta, aici, și pe ceilalți în stânga, aici, sub cenzură, da? Foarte bine. Cum facem treaba asta? Păi e foarte, 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 foarte simplu. Avem un plus la surse, da? Deci la sursa noastră pe scena de OMTV. A, stați așa ca să vedeți și pe filmare. Bun. Uh, de mă uit în atelea monitor pentru ca să văd dacă se vede de camera mea. O să o mut un pic mai jos acum. <coughs> Perfect, sper să se vadă acum. Deci, ne ducem pe scena de OMTV. Avem la, uh, la scena noastră de OMTV, la surse, adăugăm un plus și bifom aici display capture. Ok? Deci, am luat display capture. Ce o să facem noi la display capture? Aici o să scriem eu pe OME eu așa folosesc ca să-mi dai o seama ce văd. Dăm OK și o să vedeți că ne ia tot ecranul, da? Îi dăm OK și aici începe mascarada, să zicem așa. Bun, o să mut un pic în stânga. Eu, dacă am lăsat-o așa, vedeți că mie pe ecran mi-apare tot ecranul. Mă, nu-mi place, că eu vreau să mă văd doar eu. Ce facem noi? Apăsăm altul pe tastatură, da? Cu altul activat, în OBS. Ne ducem pe partea din stânga, a uh, display capture-ului și cu altul activat tragem de partea din stânga și o să vedeți că vi se vede cu verde și vă cropuiește și o să o cropuiesc exact la linie ok? Mă duc și partea din sus cu altul activat și o să trag în jos până la linie și în partea din dreapta tot la fel cu altul activat și în partea de jos tot cu altul activat și am rămas doar eu bă și se vede destul de bine mai trebuie un pic jos aici da, dăm drumul la altă, apăsăm lângă să vedem, ia, Oi e cam ce trebuie. Acum, dacă vreau să o mai resezuesc, să, resezuesc, să o mai mut mai stânga-dreapta, să o fac mai mică, aș putea să dau click pe ea și să o dau din colțuri, vedeți? Și să o mut apoi așa și să mai trag de aici. Bun, dar foarte important, v-am explicat în tutorialul trecut, trebuie să treceți uh, overlay-ul peste acest display capture, adică vedeți că display capture eu am pus numele eu pe ome, apare de deasupra primul. Eu ce o să-l fac? O să-l blochez și o să-l mut sub overlay. Bam! Și dacă am trecut sub overlay, practic marginile overlay-ului pe care l-am făcut mi-a acoperit totul. Vedeți că dacă eu ascund acum overlay-ul, uite, eu mă văd mult mai mare, dar overlay-ul peste ne vedem exact cât trebuie. Și practic avem partea din dreapta, guys, ne vedem pe Ome TV. Acum o să facem la fel, o să mut în, stâng, în dreapta programul. O să facem la fel pentru pentru omul pe care îl vedem pe Ome. O să ascund cenzura ca să pot potrivesc, să pot să potrivesc ăsta display capture-ul și o să -ți bag iar un plus cu display capture, da? Da, vă ziceam două display capture și spun străit pe om, eu așa le pun numele, da, ca să știu ce ascund, ce văd acolo. Îi dau OK, îmi ia iar același monitor, îi dau OK și vedeți că mi-a apărut iar monitorul full. Cum v-am zis, cu altul activat acum din partea din dreapta, pentru că noi vrem să luăm stânga, da, de pe om, din partea din dreapta tragem cu altul activat, îl potrivim, tragem și cu ăsta, tragem și de aici, tragem și de sus a, dăm drumul alt, îl modificăm un pic, îl urcăm sus și ce facem cu el? Îl luăm și îl trecem sub overlay și o să fie BOOM! Exact ce trebuie, guys! Vedeți? Exact ce trebuie. Bun. Acum o să afișăm cenzura, da? Afișăm iar cenzura. Și o să vedem că ne trebuie un hotkey Depus pentru cenzura Adică dacă apăs Enter Eu o să mi le pun pe Enter și Backspace Vreau cenzura asta să nu stau mereu Că nu pot să stau cu programul aprins să fac așa Salut frate sau bună și Să apăs eu pe, să vadă lumea pe live O să-i pun un hotkey Un hotkey înseamnă o tastă pe care o apeși Ca să îți facă automat să-ți ascundă cenzura Sau să-ți o arate Bun Ca să facem treaba asta Trebuie să ne ducem aici la Settings Mergem pe Hotkeys Și căutăm noi în această listă unde avem scena de OMTV, ok? Ia să vedem unde avem scena de Ome TV Uite -o aici, OM.TV, da? La OM.TV aici trebuie să găsim cenzură, ok? Cum i-am pus noi numele la ea, cenzură OMTV, o avem aici, cenzură OMTV. O să vedeți că sunt grupate cu câte două, show cenzură și hide cenzură. La show înseamnă ce cheie, să ne pună cenzura. Eu o să o pun, dau click aici, o să pun pe Enter. Hide cenzura înseamnă să ne ascundă cenzura uh, și o să pun pe Backspace. Ok, îi dăm Apply, ok. Și o să vedem acum că dacă apăsăm Backspace ne scoate cenzura, Enter ne pune cenzura guys. Și e foarte, foarte simplu. Deci e un tutorial extrem, extrem de simplu. Acum pentru oamenii cu un singur monitor Vreau să știți treaba asta. Puteți, dacă v-ați făcut toate setările astea și v-ați pus backspace-ul și enter-ul sau ce, pro, ce taste v-ați pus voi pentru asta, voi când faceți OMTV, voi pur și simplu puteți să băgați program în bară și acum dacă eu o să apăs uh, enter sau backspace, mi-o să-mi pună cenzura. De exemplu, haideți să lăsăm OMTV-ul în bară, îl lăsăm așa pus cu cenzura pusă și o să apăs un backspace acum să vedem dacă, bum, backspace, ia să vedem, programul se deschide fără cenzură. Fără cenzură, pentru că deja ne ia uh, hotkey urile Bun, enter să pun iar cenzura. Acum o să vă arăt o scenă mult mai simplă pentru oamenii care nu au un overlay. Ok? Bun. Deși o să vi-l pun eu pe uh, WeTransfer în descriere și voi o să vă arăt imediat ce puteți face voi ca să folosiți acest, uh, acest uh, overlay. Bun, pur și simplu trebuie să intrați pe Google și căutați nice, nu știu, nice background. Background. Bun, dăm pe imagini și ne alegem noi un background, nu știu, uite, de exemplu. Ah, Na, 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 de, ce, de ce să caut background-uri? Mă rog, uite, ăsta îl vreau. Clic dreapta, save image, mă duc pe desktop, dau save, X și așa o să fac acum ca să ascund asta, să nu vadă lumea că eu, de fapt, am overlay de la Conacu Gaming. Puteți să vă puneți orice tip aici, eu vă arăt cu o poză random. Ne ducem pe OMTV la scenă, plus imagine, ne ducem pe, uh, scriem un, nu știu, un nume, uh, cover, Conacu, dăm OK, ne ducem pe browse, ne ducem pe desktop, căutăm imaginea asta care am găsit-o noi acum, pe care am găsit-o noi acum, am salvat-o pe desktop, două secunde, că nu o găsesc, nu o văd. A, uite aici, îi dăm OK și o să ne -o facă el din start, ne pune dacă e full, screen o să dacă este full screen o să vă arate așa, nu știu, și o luați din colț și o restrezuiți, bam, trageți. Și ce puteți să faceți voi până vă dați seama că dacă sunteți la început să vă faceți voi un overlay, o puteți pune peste acest uh, scris cu Gaming Live, dacă vreți să folosiți overlay cu, cu orice preț. Și dacă e prea mare și nu merge să o faci, uite așa, și să vede cu Gaming, să vede din ea, o puteți face mai mare, cum v-am învățat mai devreme, ținem altul apăsat și tragem din margine, ok, până simțim noi că e destul de ok și de lateral la fel, și de aici la fel. Și aici vă puteți spune, uh, nu știu, de exemplu, gata asta e, am pus-o aici și aici putem pune un gol, aducem un gol, că l-am deja băgat aici, vreau să, uh, gol de gaming, vreau să-l pun aici și o să pun golul peste și o să zic eu că am făcut eu așa cumva să fie golul acolo pe background. Nebunie sau puteți să puneți să l trageți mai mare să faceți nebunie pe acolo vă descurcați voi bun acum o să vă arăt treaba dacă nu vreți să folosiți Overlay-ul de vi l-am pus eu aici și vreți să folosiți doar o poză și, o, și tot ecranul cum avea de exemplu Priuța dacă mai știți la un moment dat Priuța făcea o MTV fără overlay doar cu ecranul și cu cenzură ceea ce avem nevoie pentru treaba asta este de o poză nu știu uite o să iau aici cu efect uite am poza asta de la thumbnail trecut îmi place mie cum mie, da, forță, forță, forță. O am aici pregătită. Ce pot să fac eu acum? O să dau plus, o să scriu aici uh, OMTV fără overlay. O să dau ok. Mi-a creat o scenă nouă, da? mi am creat o scenă nouă cu plus aici, uh, OMTV fără overlay. E foarte, foarte simplu ce trebuie să facem. Acum adăugăm plus la scena noastră, ne ducem pe display capture, dăm ecran. PC sau îl luăm dacă l avem deja, cum îl am eu aici în scena de jocuri. Mă duc aici, ecran PC, îl selectez OK sau îl adaug nou nouț cu Display Capture, ecran PC, OK. Mi-l dă să-l selectez unul dintre cele trei monitoare, dau OK și mi-a luat ecranul. Îmi trebuie să intru pe OMTV, cum am făcut și mai devreme. Intru pe OMTV, este un pic mai greu pentru că să ne încurcăm un program, Uh, intrăm pe OMTV. Avem și obiectul deschis, vedeți aici. E, ceea ce trebuie să faceți voi acum este să potriviți o cenzură exact peste cenzura, uh, peste, uh, peste, tot spațiul ăsta unde s-ar vedea un străin pe Omega sau, nu știu, o chestie care v-ar putea adăuna canalul vostru. Eu o să adaug aici poza cu mine, puteți face și voi la fel, plus imagine, deci ne ducem pe plus, imagine, ne ducem pe cenzură conacu, să zicem, conacu, ok, caut poza pe browse, mă duc aici și am zis că o vreau pe cea cu efect, asta, îmi place mie poza asta mult, dăm ok și vedeți că mi-a pus-o deja aici, e, eu acum sunt și pe ome, de trebuie să ții omegălul deschis, bun, eu pe ome o să observ că e până aici, ce fac, trag de colțurile pozei până ajunge la linie. Acum o să, mie, mie nu-mi place, m-am uitat la mai multă lume, băi, nu-și dau interes, uite, las aici marginele astea, uite, dacă vedeți, e o margine, stați așa, este o margine aici care se vede pe sub cenzură, sau aici e mai mult, acolo mai puțin. Ce fac eu acum? O fac un pic mai mare, de obicei, o fac un pic mai mare, foarte bine, și acum apuc cu altul, țin altul activat, da? apăsat și o să trag aici până vine la nivel și aici la fel la nivel și aici la fel la nivel și aici la fel la nivel. Și avem o poză care intră perfect acolo exact ce trebuie bun. Acum la fel ca în scena trecută trebuie să-i punem și un hotkey ca să uh, apară și să uh, dispară când vrem noi. Ne ducem pe settings cum v-am arătat până acum hotkey căutăm aici ce uh, scena noastră, OMTV fără overlay, ajungem la show cenzură conacu și hide cenzură conacu, show o punem pe enter, hide pe backspace, apply și ok și acum testăm, enter e pusă, backspace e scoasă, enter e pusă, backspace e scoasă, bam, 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 ne jucăm cu ea, da? Și asta este, guys, scena voastră de OMTV, puteți vedea acum că am nu, mai obiesul pe ecran, Trebuie să am uh, neapărat OMTV-ul deschis. Dacă apăs Backspace îmi scoate cenzura. Și cam asta a fost. Sper că v-am ajutat pe toți cei care vreți să vă apucați de OMTV și nu știați cum să faceți o scenă. Sau uh, cum să lucrați cu cenzura, cu display capture, cu toate nebunile astea. Follow pe Instagram la Jigosul Suprem pentru că sunt activ acolo mai mereu. Subscribe cu like-ul ăla blanao și clopoțele activat. Fratele vă așteaptă la următorul tutorial. V-am pupat!